Bună tuturor și bine v-am regăsit sau bine ați venit aici pe canalul meu. Astăzi o face din nou un unboxing al catalogului numărul 10-2020 Oriflame. Așa arată catalogul, catalog care a început pe data de 7 iulie și se va încheia pe 27 iulie. După cum vedeți, s-a lansat o nouă ojă, aceasta este, împreună cu acest top quad. Dar să știți că nu este o ojă simplă. Este un gel cu rezistență până la 11 zile, este ultralucioasă, are un efect de volum 3D, deci este prima ojă cu efect profesional de gel în 2 pași simpli fără lampă. Ok? Eu am făcut deja un review la această ojă și la acest top coat. Urmează doar să editez clipul și să-l postez diseară. Ok? Cam așa arată. Este exact nuanța de pe coperta catalogului. Ok, dar înainte de a începe, nu uitați de like, subscribe, dar și de clopoțel ca să fiți la curenți atunci când postez un clip nou pe canalul meu. Haideți să începem cu primul produs. Aici mi-am cumpărat o bază, invers, așa vine. Este o bază pentru mascara cu efect de volum, costă vreo 30 de lei. Aceasta creează un look plin de eleganță al genelor. Eu am folosit-o, e foarte bună, chiar vă recomand. Nu pot să o desfac să vă arăt, dar o găsiți la mine pe canal, la produse terminate Oriflame. Acolo puteți vedea toate produsele mele de la Oriflame. Și vă spun foarte multe despre, vă dau multe detalii despre fiecare. Deci, înainte ca această bază să se usuce pe gene, aplici și mascara și îți dă un look plin de volum și de strălucire. Ok, să o lăsăm aici. Următorul produs este această mască peeling de la Novage. Este o mască peeling cu efect de reînnoire a pielii. Are 100 de mililitri. Este un peeling de față pentru toate tipurile de ten și vârsta 18 plus. Deci această mască de peeling exfoliază pielea delicat și totodată eficient, îmbunătățindu-i vizibil textura, netezând liniile fine și lăsând-o întinerită și luminoasă. Are la bază o combinație eficientă de AHA și BHA, de aceea este bună pentru toate tipurile de ten și mai conține și enzime de rodie, cunoscute pentru proprietățile exfoliante. Deci chiar vă recomand, e foarte bună, e un fel de peeling chimic. Ok, o lăsăm și pe aceasta aici. Mai avem aici, tot de la Novage, un elixir de înfrumusețare a pielii. Acesta are tot așa 150 de mililitri. Scopul unui elixir este să adauge un extra strat de hidratare și să pregătească pielea pentru absorbirea ingredientelor active din ser și crema de față, pentru accelerarea și refacerea celulelor și reducerea apariției porilor. Și de ce ai nevoie de el? Hidratarea zilnică este cheia pentru un ten sănătos și strălucitor. Ok, mai departe. De la Optimals, pe ultima pagină al catalogului, veți găsi la ofertă 13 lei fiecare cremă, cu doar 13 lei, are 50 de mililitri, are factor de protecție 15. Deci această cremă de zi și de noapte este anti-îmbătrânire, și protejează pielea împotriva deteriorărilor și îmbătrânirii premature, cauzate, bineînțeles, de razele ultraviolete. Contribuie la protejarea pielii, este testată dermatologic, conține mesteacăn argintiu și, după cum știți, acesta contribuie la prevenirea formării petelor pigmentare. Ok, mai departe. Mai am aici încă o mască, dar de data aceasta este o mască peel-off cu cărbune de la Pure Skin. Cred că toate fetele de pe YouTube o știu. Au folosit-o foarte multe și e wow, deci la toate le-au plăcut. Are 50 de mililitri, deci aceasta decongestionează, purifică și micșorează porii, scoate impuritățile și excesul de sebum din pori, dezvăluind, bineînțeles, instantaneu o piele netedă și matifiată. Chiar vă recomand, e foarte bună și este bună pentru toate vârstele și toate tipurile de ten. Mai departe, trebuie să o lăsăm aici. Aici am de la Discover un gel de duș, Costa Rica Explorer, costă vreo 13 lei, are 250 de mililitri, are o aromă florală tropical, delicioasă și intensă. Mai departe,
Aici am mai cumpărat o cremă, e un BB cream, este o cremă corectoare matifiantă cu factor de protecție 30 și aceasta de la The One este nuanța Ivory, este o culoare deschisă și eu chiar o folosesc. Când mă grăbesc e foarte bună. Mai departe, mai am aici, tot de la Novage, după cum observați, foarte multe produse de la Novage. Cred că am toată gama de la Novage, pentru că e cea mai bună de la Oriflame. E de o calitate foarte înaltă și este testată dermatologic și sunt cercetări științifice făcute la această gamă dovedite. Așa, deci aceasta este o cremă de zi cu efect intens de protecție, are factor 50 plus, deci foarte, foarte bun acum pentru vremea foarte călduroasă, are 30 de mililitri, deci este o cremă cu beneficii multiple de protecție, este creată pentru a proteja pielea împotriva efectelor îmbătrânirii pielii cauzate de razele soarelor solare, ultraviolete, bineînțeles, și de poluare. Contribuie la încetinirea apariției senelor de maturizare a pielii, asigurându-i acestea un aspect frumos, luminos și uniform. Ok. Am uitat să vă mai arăt aici un săpun exfoliant de la Sebispa. Acesta arată. Acesta pe o parte masează și stimulează circulația, iar pe cealaltă exfoliază și netezește pielea. Iar spuma formată răspândește o aromă cu acorduri floral-acvatice pentru relaxarea minții și a corpului, spun ei. Asta nu mai știu. Ok, să luăm de aici că prea face gălăgie. Iar aici am înlocuit taxa de transport cu acest parfumel, Giordani Gold Essența. Este o ediție de poșetă. E foarte bun, cred că e unul dintre cele mai bune parfumuri, iarăși, de la Oriflame. Și cel mai persistent parfum. Am ajuns și la finalul acestui unboxing. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare și ne vom revedea la următorul clip. Vă pup și pa, pa!